19 persoane au fost luate în evidența Spitalului de Boli Infecțioase, prezentând mușcături de căpușe. Astfel am ajuns la un total de 230 de persoane de la începutul perioadei de monitorizare, un număr similar cu cel de anul trecut. Numărul persoanelor mușcate de căpușe este comparabil cu cel înregistrat anul trecut în aceeași perioadă. Până în prezent, în niciuna dintre situații nu s-a raportat suprainfectarea mușcăturii de căpușă cu borelia, un microorganism care provoacă boala Lyme.